Oh, dar salut fratilor! Astăzi jucăm Fortnite! Glumesc, asta facem în fiecare zi. Deci astăzi vreau să facem un mare challenge, fraților, pe Fortnite. Ceva ce n-am făcut niciodată și o să fiu la solo pentru că n-am niciun motiv. Avem harta asta aici și vreau astăzi să mergem în toate locațiile de pe hartă cu nume. Trebuie să le vizităm pe toate într-un singur match. Sunt 11 locații în total, corectați-mă în comentarii dacă am greșit, dar nu, cred că sunt 11, iar noi va trebui să le vizităm pe toate astăzi într-un singur match. Asta o să fie un pic greu, dacă facem și win, o să fie insane, ce să mai zic. În continuare vreau să nu uitați de Deo20 pe shop, că mă ajută foarte mult, aștept clipul când cumpărați cu el, story-ul și tot ce trebuie. Mulțumesc frumos! Pentru challenge-ul de astăzi ne-am ales skin-ul ăsta care mie mi se pare că seamănă foarte mult cu mine și e și motociclist. O să avem nevoie de motocicletă sau mașină ca să încercăm să facem asta, să reușim să facem asta. Hai să începem! Nu știu cu care să încep, sincer, pentru că nu știu cum o să fie zona, frate, și nu o să ne arate zona deloc. Ar trebui să o luăm la care cred eu că e cel mai greu și după aia să ajungem la care e cel mai ușor. Deci hai să o luăm de aici de sus, zic eu, și venim așa pe lateral, apoi mergem prin dreapta. Mama, asta o să fie greu de luat toate. Deci astea trebuie să le las mai la mijloc, când sincer că o să fie prin la hartă. Nu, începem de aici și luăm așa. Dacă vedeți ce contrail am cu inimioare, mi sperăm totuși. Ideea ar fi să nu ne batem sau dacă ne batem să-i batem. Uite că am ajuns deja în prima locație. O să iau arme, mașină și am plecat. Na, nici nu dau target, nimic. Păi mi se pare că nu se vede așa de bine Fortnite-ul pe performance. Sau am zis este slabe. Nu știu, am doar sniper până acum. Îmi trebuie un loadout măcar, ceva să fie acolo. Băgăm două big-uri corecte. Mamă, dar fac big-urile astea ca un Pikachu. Bă, câte am luat, frate? Mamă, am luat 4 big-uri, băieți, mi-am terminat banii. În fine, hai să găsim un shotgun sau ceva și să plecăm de aici. Mini-uri, hai cu un shotgun, te rog. Bine, și am plecat, fraților. Nu văd nicio mașină, nimic încă cu care să ne deplasăm. Nu știu dacă în locația asta este așa ceva. Bine, locația ar fi mai încolo puțin. Noi suntem deja aici, o să mergem în asta, că nu vreau să mai fie în zona locația asta. Mamă, dar ne-a dat perfect astea. Chiar ne-a dat binișor alea când i-l-a dat. Oh, a intrat la... Mamă, dar nu am unde să-l țin așa ceva. A intrat la tank motocicleta asta, o să ne ajute foarte mult astăzi. Nici nu stau să lotez, nu prea am materiale. Deși parcă ar mai trebui niște materiale. Ziceți voi că de nu seamănă skin-ul ăsta cu mine, ia uite-l. Mi se pare că seamănă, că e cel mai aproape de mine. Și acum să nu vă aud în comentarii: a, de, dar mai multe seamănă cu tine, ha. Am ajuns și în a doua locație, nu știu ce aici. Nu prea multe. Bă, scopul nostru nu-i să stăm aici, farmez un pic. Încă n-am arân, n-am nimic. Mai iau motocicletă, văd o motocicletă nouă acolo. O să trecem pe la fundul renului, să vedem dacă mai ce tu. Motocicletă, așteaptă-ne aici. Nu te duc prea departe. Armăm gardul să avem materiale. Ia să vedem. Nu e chest. Nu e chestul că nu s-o spawna, bănuiesc. Vin clingere, dar nu ne le trebuie. S-a dus și motocicleta. Am știut că am pierdut-o. Hai că poate iasă din apă. Hai motocicletă, hai. Hello darkness, my old friend. Așa te vreau. Avem full loadout acum. Acum ne-am cam pierdut motocicleta. Așa că o să luăm pe jos la pas. Încă avem timp, avem 2 din 11. Ajungem într-a 3-a locație. Mamă, vezi că zona nu ne prea ajută. Trebuie să mergem în asta și apoi la Peter. Ia să ținem medkit-ul ăla, să avem ceva de white. Că va trebui să stau și în zona dacă tot vreau să fac challenge-ul ăsta. Bun, și am ajuns în Rekity. Nu știu cum să-mi aștept. Railways. Da, și-am luat mașină, ni s-a pus skin-ul ăsta nebun de mașină. Stai că totul, să nu ziceți că n-am intrat în toată locația. Deci aici se bate cineva. Nu vreau neapărat să îi încurc. Ia, acum am intrat. Acum chiar am intrat și intrat treia locație. Nu. Cum am reușit? Fraților. Cum am reușit asta? Na, n-ai cum. Sunt prea bun la Fortnite. Am blocat mașina acolo. O să mergem pe jos. Aud ceva. Să trage pe aici, ia uite la cred că e bot, îi dăm cap, snipe. Ne-am dat cap, i-am dat acolo, dar tot a murit. Cred că se bătea cu albot, deci mai putem să facem un kill așa scurt. Dar eu nu vreau kill-ul neapărat, vreau să ajung în locații. Uite-l. Hai frate, du-te pe el, du-te, lootează. Bă, n-am viu distance, sau ce n-ai v-au dispărut? Bă, what? Uite-l, what? De ce dansează? Bă, dansa botul, fraților? Nu știu dacă e bot. Dar voi ați văzut că dansa. Bot toxic. Nu mai văzut așa ceva. Aoleu.
Bă, ăsta nu bui bot. Aoleu. Na, că era să mă bată băiatul ăsta. Ăsta nu era bot, frate. Dar nici white-ul n-avea. Măcar avea grappler-ul. Ne ajută grappler-ul ăsta puțin. N-avem white-uri. Asta e greu. What, cum merge cu grappler-ul în mână? Nu-mi place. Uite așa. Încercăm să mergem puțin pe lângă zona și apoi să luăm în rația aia. Din cauza la player-ul ăla, acum ne trebuie white. Mamă, la Peter o să fie greu de ajuns. 2 medkit-uri îmi trebuie, zic eu, cel puțin. Am lăsat sniper-ul, deși era foarte util. Nu, frate, nu pot să stau încă în zonă, trebuie să mă caut white-uri. Nu pot să ajung în locația aia. Hai, te rog, de white-uri. 2 medkit-uri sau 3 îmi trebuie, sau ceva flopper. Nu m-am gândit că l-am avut white-uri. Era insane. Hai, te rog, un medkit. Păi, ce plan? A, ușa. Bă, măcar ne-ai dat astea. Ceea ce e decent. Oh, nebunie pe medkit-ul ăsta. Dăm bandajele acum. O să ne dăm și medkit-ul când suntem mai low. Hai să vedem. Locație la 200 de metri. Asta va fi greut. Mama, dar e ciudățel grappler ăsta, frate. Avem un med și bandaj. Oh, G-ul la fix a intrat. Perfect acest G. Bă, suntem în locație acum. Teoretic. Practic vine iară zona. Și nu mai avem mai tot. Hai să luăm mașina asta că e mai rapidă. Cred că trebuie să fie și ceva vending pe aici. Taci muzică. Mă uit așa o geană, dau. Am stat cam mult în locația asta. A pus să merg rapid. Nu pot să cred că m-am barat în ăla. Trebuie să dau switch imediat. Mamă, unde-i Peter-ul? Mai dăm un bandaj. Dar nu știu ce mai dat bandaj. Că trebuie să-mi dau medul. Hai să-mi dau medul totuși. Bă, se dă? Se dă, dar se dă mai greu, frate. Mamă, Peter Griffin e foarte greu de ajuns. Dar mergem în asta și după aia în Peter. Poate mai găsim ceva white-uri. Avem 4 locații până acum vizitate. Restul sunt relativ accesibili de mers. Hai bă! Ah, nu eram pe locul bun. La locația lui Peter Griffin o să fie greu de ajuns. Bă, mașina asta e cu combustibil. Se termină boost. Mamă, trebuie să sar peste toată grapa asta. Așa. Na, e dus. Mi-a dat damage mașina. La asta, sincer, nu mă așteptam. Bă, dar am grapplerul ăsta, nu-l prea folosesc, că nu știu eu să-l folosesc. What? Acum ne trebuie neapărat white ca să ajungem la Peter Griffin. O găină asta e bună. Găinile. Ulpa. N-avem white încă. Bun, acum e cel mai greu lucru. Ajungem acolo. Urmă că am găsit mașină, dar n-am găsit white heel. Bandaje. Astea cred că ne ajută. N-avem extrem de mult de mers, dar avem ceva. La benzinăria asta cred că e ceva de vending. Mamă, am ajuns. Am ajuns și la Peter. Bă, se pune, nu? Dar se pune. Se pune că nu vreau să mă rid să pierd meciul. Eu zic că chiar am ajuns și în locația lui Peter. Nu are rost să vorbim neapărat. Deci am fost și aici, a cincea locație, cred că. Acum să mai jos să supraviețuim. Nu! Și trenul vine. Hai, frate, trenule, lasă-ne. Ia-ne mașina dacă vrei. Acum sper că mai ajung în zonă. Avem geo ăsta pentru orice eventualitate. Dar nu știu folosi ăsta, bă. A, vending. Ne-a salvat acest vending. Luăm 3 medkit-uri. Dar vezi că mai sunt 9 player doar. Eu nu vreau să fac win până nu... Bă, nu mai sunt medkit-uri. Și trebuie să mergem în următoarea locație care e... Asta ar trebui. Mamă, 1000 de metri, frate. N-am fost nici în ruin. Ruin era aici, putem să merg acum. Totuși. Probabil o să fie în zona bună ruin. Am fost sigur că ne oprește zidul ăsta. Oleo, oh, că avem aici la medkit-uri. Nu e rău. Și avem și vending. O să țin 6 meduri. Mamă, motocicleta era foarte bună acum. Și se bat ăștia pe capăt. Mai sunt doar 4 player, frate. Să nu moară în zonă să fac win. Mai avem 5 medkit-uri oricum. Dar locația asta n-are. Deci am venit și aici. Nu știu cât aia. 6, 7. O să număr imediat în câte am fost. Mamă, frate, trebuie să ajung în zona bună cumva. Na, n-aia destul. N-am cum să mai merg. În aia n-am cum să merg. Zic eu. A, dar nu e așa de mult, 300 de metri totuși. Mamă, ne depărtăm rău de zonă. Și dă zona mult, bă, frate, bă. Dă 2.
Mai prea avem nici medkit-uri. Hai că am ajuns și în locația asta totuși. Nu mai am folosit pe chestia asta. Mamă, Stormblast, nu știu ce. Bă, fraților, dacă stai în zona acum, ții nu știu ce. Aoleu. Mi-am dus pe... Nu știam asta, bă, băieți, bă. Mamă, îmi dă 5. N-ai cum. E că e imposibil challenge-ul ăsta, sincer. Nu, what, îmi dă 10, bă, n-ai cum. Da, bă, frate, challenge-ul ăsta e imposibil să stai în zonă. Nu mai ai voie să stai în zonă pe Fortnite în chapter-ul ăsta. Deci nu mai ai voie. Am fost în multe locații în care n-am fost. N-am fost în 1, 2, 3, 4. În 4 locații n-am fost. Am fost în 7 din 11. Bă, vreau să lăsați în comentarii dacă voi reușiți să mergeți în mai multe locații într-un singur match. Aparent nu te lasă pe Fortnite să mai mergi în... Să stai prea mult în zonă, că ți-ai extrând de mult damage. Asta este. Eu chiar am încercat, dar cred că trebuie să fii foarte rapid ca să faci asta. Nu uitați de DO20 pe shop. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost aici. Ăsta a fost clipul meu. Vreau să-mi sugerați în comentarii pe lângă asta dacă de acum vreți clipul cu sau fără webcam, pentru că l-am făcut astăzi fără webcam, dar o să mergem poate și cu webcam, depinde cum vreți voi. Mersi că v-ați uitat, nu uitați de like, DO20 pe shop, subscribe și pa, pa!